Și dau o salut cu doamna președintă să citească dispoziția de convocare cu menționarea că la punctul de la primul punct de ordine de zi avem un material primit ieri și nu am mai avut respect. Dacă sunt tot acolo, să vă spun. Am o salut cu doamna președintă. Dispoziția numărul 148 din 21 septembrie 2018 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local pentru data de 26 septembrie 2018, ora 16. Primarul Comunei Mănăstirea Cașin, în județul Bacău, având în vedere adresa numărul 2154, 11 septembrie 2018, primită de la ANAF, Direcția Județeană a Finanțelor Publice Bacău, înregistrată la mersul numărul 5938 din 17 septembrie 2018, prin care ne comunică modificarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunei pentru anul 2018. În temeiul prevederilor articolului 68 alineatul 1 și articolul 115 alineatul 1 litera A din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare. Dispun. Articolul 1. Se convoacă în ședință ordinară Consiliul Local al Comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău, data de 26 septembrie 2018, în sala de ședințe de la primărie, începând cu ora 16, având pe ordinea de zi următorul proiect de hotărâre. 1. Proiect de hotărâre privind rectificare bugetară. Articolul 2. Prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștința publică prin afișare la vizierul de la primărie și va fi comunicată instituției prefectului județului Bacău. Ședința este publică primatul preotesei Gabriel, adus de legalitate, secretarul Comunei Mănăstirea Cașin, de luni ioanie. Da, și vă spunem că sunt cu deci, se referă la... Se referă la materialul trimis de compania regională de apă, se numărează modificarea proiectelor la e vorba de adresa 9782, vorbesc să inerțiați celebritatea un proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului pierderilor de apă de 18% aferente sistemului de alimentare cu apă la stație de tratare a apă frută Dărmănești. Să știți prea asta e vorba de asta. Pe dragul să vă mulțumesc și pe dragul. Să vă mulțumesc. A fost mai pensie. Dar ce are condută Dărmănești noi? Suntem cu... Și orice fel de mișcare pe care o face adică trebuie să o supunem fiecare consiliu local, trebuie să supună aprobare. La ce se referă? La preț? La ce se referă? O pierdere de apă pe sistemul central la Dărmănești. Bun, asta înseamnă că trebuie să continuăm noi cu niște bani să vedem pierderile astea în care... Noi, ca ei să mărească metru cub de apă la... la un nevoie de aprobare a fiecare din membrii adică. Asta se. Dar nu la noi. Este și nu face treaba. Este un substrat care nu văd, domnul. E vorba de introducerea pe ordine de zi. Dacă vrei să o discutăm astăzi. Dacă nu, o lăsăm la ședința următoare. Deci nu are importanță dacă e la ședința de azi sau la ședința următoare. Important care este substratul acestui... Discuția era dacă introducem pe ordinea de zi, domnul Perot. Înțelegeți? Substratul discutăm după să fim încercați să despărțim lucrurile. Discutăm despre introducerea pe ordinea de zi. Sunteți de acord sau nu? Dacă sunteți de acord, intrăm. Este dacă nu, nu. Și da. Dar de discuție era unul, aici la noi 5. Dispoziția numărul 148. Nu apare convocatorul nostru. Nu apare. Aici apare 5.200. La ce s-a dat? La adresa. La adresa. Domnul secretar, consemnă la fără că trebuie. S-a trebuit. Bun. S-a modificat la fără că trebuie.
Da. Avem o adresă de la Agenția Națională de Administrare Fiscală. E vorba de adresa numărul 2154 din 11 ianuarie 2018, unde a fost departizată o sumă, vorba de 34.000 de lei. Și spune așa. În conformitate cu prevederile articolului 27 din Ordonanța de Urgență numărul 78/2018, cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2018, adresa Ministerului Finanțelor Publice numărul 465.432, pe 19 septembrie, în baza deciziei șefului administrației, Jurisdicția Finanțelor Publice va acord numărul 11, din 19 septembrie, vă comunicăm modificarea sumelor prefabricate în taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunilor, orașelor, municipiilor pentru bugetul dumneavoastră pe 2018, după cum urmează. La taxa din, la sume de fabricat din taxa cu valoare adăugată pentru finanțare pentru drepturile copiilor cu cerințe educaționale speciale, nu li s-a mai influențat cu 0 lei. Influențele asupra cotelor de facultate din impozitul pe sumelor de facultate din taxa pe valoare adăugată pentru integrarea bugetelor locale pentru 2018, stabilite ca urmare aplicării prevederilor articolului 6 aliniatul 15 din legea bugetului de stat pe 2018 și a revalorii impozitului pe venit estimat, a fi încasată la bugetul de stat la nivelul fiecărei administrații teritoriale în anul 2018, sunt cele prevăzute din anexa 6, după cum urmează. Influențe sume alocate din cota de 17,25% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, 34.000. Sumele încasate de UAT-uri, potrivit prevederilor articolului 6, liniatul 3, litera A și C, din legea 2 pe 2018, peste nivelul programului anual stabilit potrivit legii, se restituie în contul în care au fost primite până la data de 30 septembrie 2018. Deci, am primit suma de 34.000 de lei. Noi, uitați, o sumă mică. Avem o solicitare din partea școlii cu suma de 14.000 de lei. De, ori, poți să cumpere niște costume populare pentru cea mai ieri la ansamblu de dansă populare în întreaga mănăstire. Au avut, au înregistrat niște succese deosebite anul ăsta și le-ar trebui costume populare. Le-ar trebui vreo 10.000 de lei pentru suma asta și pentru la asociații ca să poată să plătească și pentru domnul instructor, s-ar putea să lasă instructorul cu 4.000 de lei. Vă dați 14.000 de lei ca să fie dirijați pe poate. 20.000 de lei ar mai trebui suplimentat la, nu suplimentat, ci completat la electrificare la sutar, unde ne-ar mai trebui 74.000 de lei ca să achităm toată suma pentru care ne-am angajat acolo. Deci ar mai rămâne o diferență de 54.000 de lei pe care până la sfârșit s-o achităm. Cam asta e. Cam asta ne-am propus cu suma de 34.000 de lei. Da, dacă se ridică bugetul anual, am rezultat cu Universitatea Cașa. Bugetul inițial sau bugetul la ora asta, câți bani am avut, câți am trebuit? Vorbim de bugetul inițial. Bugetul ce vă interesează? Cât am cheltuit sau ce am? Bugetul de cheltuieri și venituri pentru anul 2018. Eu vă pot da estimativ, dacă așa, de, dacă vreți, vă dau niște cifre exacte la ședința votare. Dar de ce la ședința votare, domnul? Pentru că nu am cifre în cap, vă dați seama, ce pot să vă dau? Eu vă dau estimativ, nu vă pot da cifre exacte. La, păi nu exacte, dar cu o aproximație de, știu de 1.000 de lei, puteți să dați. Da.
Da, bine. Mă rog, părerea mea. Spuneți concret dacă aveți o întrebare concret, domnule. Păi, asta este întrebarea. La ce sumă se ridică bugetul comunii pe anul 2018, având în vedere și adenda asta de 34 ani? Bugetul inițial al comunii Mâsnea Cașin, la începutul, în anul 2018, asta vorbesc de bugetul inițial, era de 78 de miliarde. Așa. Da. Care după aceea a suferit niște anotări. Bineînțeles, da. Mici influențe. Și până la ora asta... Foarte mici influențe. N-a suferit influențe foarte mari. Deci până la ora asta... Deci până la... Dacă vreți până la ora asta, o să vă fac pentru ședința viitoare să vă dau răspuns. Deci, dumneavoastră, coordonator de credite, coordonator de credite, nu știți exact care e situația bugetului nostru. Deci, eu vă dau răspunsul în ședința următoare. Vă spun exact la cifre. Doamna primar, eu manifest că nemulțumirea față de atitudinea primarului, pentru că la ora asta nu știe câți bani are și un bugetul. Acolo e contabilitate. Nu trebuie cu subiect și prezicat, cu punct și prezicat. Dar este o problemă, cred că am vorbit cu dumneavoastră. Ce bani verde, domnule? Ce bani verde? Nu vezi că ești cu Pluta? Adică, eu vreau să știu câți bani s-au cheltuit până la asta. Vreți să știți câți bani s-au cheltuit? Un procent, domnule. Nu. Care este bugetul până la ora asta a comunii Mâsnea Cașin? Și nu știi primarul chestia asta? Doriți să știți câți bani s-au cheltuit, câți bani au fost, câți bani sunt, câți bani mai sunt, ce doriți să știți? Deci, nu înțelegem exact. Cum adică? Toate întrebările astea, la care vin, văd când îmi puneți, tu ne dați răspuns. Am înțeles. Bun. Am avut un buget de atât, până la ora asta au mai venit alții bani, am cheltuit până la ora asta atât, și mai venit cheltuit până la ora asta atât. Vă rog să vă calmați. Păi ce-ți vă calmezi, domnule, dacă o ceva ce-am dorit? Domnul Pelor, nu vă calmați. Vă rog să fiți nervos. Păi sunt nervos. Da, mai... Da. Puteți mai mult? Asta e limita maximă. Cum? Dacă vă bat în joc de comuna asta? Asta înseamnă. Da, treci doi. Citesc pe site-ul Consiliului Județean că sunt peste 140 de miliarde de ani. Doriți să știți... Ce să știu? O execuție bugetară la data de 31-30 septembrie. Da. Asta trebuie să știi. La ședința următoare punem un... Altă întrebări? Vreau să spun ceva. Într-o ședință anterioară, nu mai știu exact când s-a întâmplat lucrul acesta, domnul primar a spus despre acest instructor de dans, că face o activitate benevolă. Pentru că îi place foarte mult și pentru că se pricepe la acest lucru. Și, nu știu, nu s-a pus problema niciodată că această persoană va fi plătită. Și nu știu, eu apreciez activitatea, am văzut că face activitate frumoasă, da, dar nu știu cât este de corect și de legal să se dea acești bani pentru a fi această persoană finanțată. Și nu mai știu de asemenea ce modalitate legală aveți dumneavoastră să-l plătiți pe acest instructor. Dacă este calificat pentru a face așa ceva, dacă are o hârtie, dacă aveți o modalitate legală să-l plătiți. Da. Deci eu știu că a fost o discuție și a spus că se pricepe și vrea din proprie voință și fără... Modalitatea legală se găsește. Deci prin asociația pe care aveți dumneavoastră la școală se poate plăti un om care să mai aibă rolul de instructor. Acum, problema e cum, ce modalitate legală aveți dumneavoastră să virați acești bani într-o asociație. Exact aceeași modalitate pe care am avut-o când am finanțat fotbalul, de exemplu. Aceeași modalitate. Însă, rezultatele au fost. Eu am luat trofee și premii anul ăsta tot anul și dumneavoastră știți foarte bine. Începând de la Bacău, unde au fost clasați pe locul 1 toate grupele, la Turcorna, la Eforie, la... A fost o adevărată ieșire așa. Omul vedea seama, fără el, fără ajutorul lui, nu. Și deja există intenția de a-l lua, de a-l plăti și de a-l lua. Și... Dacă nu, îl pierdem și păcat.
chiar e păcat că sunt rezultate. Dacă se vrea, dacă nu se vrea, putem înceta așa. Dar am văzut că există... Există o modalitate legală și el a spus că face treaba asta pe revol, fiind cetățean al Umbriei, pentru că îi place. Da, el a făcut-o pe revol. El a făcut-o pe revol până acum. Vă dați seama că a dus la un anumit nivel și a făcut-o pe revol până acum. De acum, omul spune, doar trebuie să mă plătească. Ar trebui să plătească părinții copiilor. Nu știu, o să apară discrepanțe. Pentru că sunt copii fără posibilitate. Care sunt foarte bune acolo și părinții n-au vrut să plătească chestia asta. Și în cazul ăsta, de exemplu, s-au făcut efortă pentru ca, dau un exemplu, copiii familiei Niță să meargă în Republica Moldova, pentru că știu, s-a organizat și o tabără pe tema asta. Iar cei care au fost la dansuri au beneficiat și au mers acolo și ne-au reprezentat cu adevărat. Am fost mândri de chestiunea asta. Și au stat în tabără o săptămână la, în Republica Moldova, la Rusia. Toți copiii? Da, cei cu dansuri. Da. Și cei care au avut și ceva... Da, toți copiii din grupa de dans sau doar câțiva? Deci pentru toți au fost. Au fost 15 copii. N-au reușit să ducă toți, adevărat. Că s-au făcut eforturi ca să poată să meargă toți. Iar acolo au beneficiat de gratuitate la, în tabără. Ei au cazare, masă și așa mai departe. Da? Același lucru s-a întâmplat prin venirea copiilor de Republica Moldova la noi. Da? Că, chiar s-au legat relații acolo cu un plecat, copiii chiar au fost lăsat cu multe emoții. În cauza asta zic, o sumă de 4.000 de lei ca să acopere activitatea de acum încolo a omului ăsta, n-ar fi o sumă care să... Până la sfârșitul anului, probabil. 4.000 în... E o lună. 3 luni. Octombrie, luni, decembrie. E vorba de... 3 luni. S-a stabilit cam 400 de lei lunar în discuțiile cu picarea mea. Blana. 400 de lei luna. Da. Începând de luna, în ianuarie, cum ar veni? Nu chiar de luna, că n-ai cum să acoperi tot anul prin 400 de lei. 400 de ori. Înseamnă că 4.800. Da. Mă, e... Și nu se poate face, doamne, nici nu se poate face gratuit. Nu o face nimeni, am înțeles. Deci plătește omul și retroactiv. Deci pe toată perioada care am lucrat, îl plătim retroactiv. Dar o să stabilească școala împreună cu ei. O să stabilească exact cum îl plătește. Oricum banii ăștia trebuie să-i ajungă până la sfârșitul anului. Am înțeles. Auziți, dacă acest domn lucrează cu patos, vă cum spune doamna, poate ar fi trebuit să facă un lucru benevol, pe gratis. Domnul, dacă și 400 de lei, vorba doar de a 400 de lei pe vorba. Domnule, dacă așa vrea început, îl trec. Da, deci el a făcut, ne-a demonstrat că poate, pentru că eu, sincer, vă spun, eu n-am avut încredere în ce spunea. Nu am avut încredere, că eu, dar, doamna, orică, ne-a spus mai de mult chestiunea asta. Eu, sincer să fiu, și i-am spus-o și domnului Blănar. Nu m-am avut încredere. Ei, când am văzut că, într-adevăr, din începând, el lucrează din noiembrie anul trecut. Sau din noiembrie anul trecut. Și în aprilie, când s-a dus cu copiii la... Da, este vece nu. Când s-a dus în... Este un băiat muncitor, numele lui Cristian. Este un băiat muncitor, un băiat cu pătrățica lui. Se vede dacă au dus că s-au dus în aprilie. Și când s-au dus, țineți cont, s-au apucat în noiembrie de treabă. Când s-au dus în aprilie la Bacău, unde au participat, unde a participat spuma județului la capitolul dansului și au luat tot ce se putea lua, au ras, efectiv, au luat premiul întâi și trofee și la ambele categorii, în doar 5 luni de muncă. Stați un pic. N-au fost 5 luni de muncă, pentru că deja exista o echipă de dansuri la școală, copiii erau deja, o mare majoritate erau deja formați, știau niște dansuri, că avusese o echipă de dansuri, deci nu i-a luat de la zero. Eu nu, că nu... Să nu înțelegeți greșit, nu contest activitatea acestei persoane. Dar, cum spuneți dumneavoastră, să exagerați puțin. Erau deja copii formați. Au luat o parte din copii, deci i-au luat formați. Știau oră, știau sârbă, știau de toate, pentru că exista o echipă de dansă la școală. Așa, întreb așa. Ce trofeu sau premiu au luat la școală la nivel județean? Dacă să mai luați. N-au luat. Pentru că nu au participat, dar vreau să spun că nu i-am luat de la zero, că muncit doar o lună de zile și i-a ajuns la asemenea. Nu era Cristi, noi, de ce spun, dar nu era Cristi, zic, fără de ce este urmașul. Da, este părerea da, noastră. Ce să mai... Da, deci asta e. Dar de aici trebuie să răcie în la 4.000 de lei, să dea.
Asta a fost un lucru. Dar ei 400 de lege nu... Și măcar, dacă copiii sunt formați și altcineva sunt el, așa când deschide. Da, dacă am avut încredere, dar am văzut că nu va reprezenta chiar frumos. E vorba de câte costume, domnul primar? E vorba de 20 de costume. Dar acolo, 10.000, nu. 10.000 de lei reprezintă doar un acord pe care l-a dat. Că nu, meseriașul nu s-a făcut de treabă fără un acord. Și acolo cât de treabă? Înseamnă 10.000 de lei. Costume este 1.500 de lei. 1.500 de lei, da. Domnule Fărău? La Bacău. Sunt făcute de un băiat din sângele care lucrează și face. Deci nu sunt oricum costume. Dar să înceapă să lucrezi. Lucrează, durează vreo 3 sau 4 lei. 1.500 de lei, 20 de costume. Nu, 1.500 de lei, bucată. Bucată și facem 20. Da, da, da. Cam mult. Dar cine-ți face? Dar nu-ți face. De mână. 30.000 de lei. Da. Sunt mult mai scumpe. Da, da. Omul lucrează. Și aici vreau să intervenim și cu specificul nostru, că nu puteam să le facem chiar oricum. Să-i ducem modele de cămăși, de ei, de... Și așa mai să înțeleg pe ei. Da, dacă sunteți de acord. Și cum este pe ei? Contra? Eu mă țin. Să țin. Da, da. Haideți să discutăm și un subiect cu prețele de subiect. Deci vă spuneam de adresa 715 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară. Urmarea adresei Companiei Regionale de Apă Bacău până în 1872 din 3 ani. A fost solicitat să inițiați cu celeritate un proiect de hotărâre de Consiliu pentru aprobarea nivelului pierderilor de apă de 18% aferente sistemului de alimentare cu apa stației de tratare apă brută Gărmănești pentru a supune aprobării proiectului de hotărâre în ședința AGADIP în cel mai scurt timp. Întrucât nivelul pierderilor de apă aferente sistemului de alimentare cu apă reprezintă o condiție în accesarea fondurilor europene prin programul operațional de infrastructură mare, POI în 2014-2020, adoptarea de către Adunarea Generală a Asociațiilor AADIP a unei hotărâri în acest sens trebuie să se încadreze în termene prestabilite, fără a pune în pericol demararea la timp a documentației de obținere a finanțării investițiilor. Avem rugămintea ca în urma aprobării hotărârii să ne transmiteți cel mai scurt timp pe fax adresa de mine. Și avem documentația. Legea 215 privind administrația publică locală, legea 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, articolul 7 din ordinul președintelui ANRSC numărul 65/2007 și adresa numărul 2375 înregistrată la primăria comunei Mănăstirea Cașin, propun promovarea unui proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului pierderilor de apă de 18% aferente sistemului de alimentare cu apă, stație de tratare apă brută Dărmănești, înregistrate de operatorul SECE, Compania Regională de Apă, Bacău S.A., precum și mandatarea expresă a Puternicitului Comunei Mănăstirea Cașin de a vota favorabil în ședința ACA Asociației de Dezvoltare Intercomunitară acest punct de ordine de zi.
Compania Regională de Apă Bacău s-a adresat ANPSC-ului pentru avizarea documentației privind tariful la apă. Acesta, din urmă, a solicitat completarea documentației cu aprobarea pierderilor de apă de rețelele de transport pe întreaga arie de delegare de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău. Prin urmare, acest proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului pierderilor de apă de 18% aferente sistemului de alimentare cu apă stației de tratare apă brută de Mănești este necesar pentru avizare de către ANRSC a documentației privind tariful la apă. Strategia privind managementul pierderilor de apă din rețelele de transport și distribuție aprobată de către acționarii Societății Operatorului SC, Compania Regională de Apă, prin hotărârea numărul 1 din 23.05.2018, are în esență următoarele componente. Managementul presiunilor, rapiditatea și calitatea reparațiilor, gestionarea activelor, analiza și evaluarea nivelului pierderilor și controlul pierderilor. Prin urmare, așa cum reiese din procesele verbale întocmite de Administrația Bazinală de Apă Siret, Sedia Bacău, stația de tratare Dărmănești a preluat din lacul Valea Oțului 13.881.700 de metri cubi apă brută, conform înregistrărilor de pe apometrele consumatorilor. Stația de tratare Dărmănești a furnizat consumatorilor un volum de 11.387.629 de metri cub apă tratată. Diferența de apă reprezintă apă nefacturată și însumează 2.494.071 metri cub de apă. Acest volum total de pierdere se compune conform strategiei privind managementul pierderilor de apă din rețelele de transport și distribuție, menționat în paragraful anterior, din consum contorizat nefacturat, consum necontorizat nefacturat și pierderi de apă reale rezultate în urma avariilor apărute. În concluzie, având în vedere importanța reglementărilor menționate mai sus, rog Consiliul Local să adopte proiectul de hotărâre în forma prezentată. Deci, intră mai multă apă decât nefacturat. Asta. Iar ANRSC-ul a făcut documentația ca să realizeze prețul pe metru. ANRSC-ul spune, ai, el țin dreapta, iese atâta. Ce se întâmplă cu cealaltă? Spune-mi ce se întâmplă cu cealaltă. Dar totuși mă motivează, unde sunt pierderile. De ce sunt pierderile? Ai zis că... Consum contorizat nefacturat, consum contorizat nefacturat, consum necontorizat nefacturat și pierdere de apă reală. Cauza de ce sunt pierdere, de ce s-au spart conducte, s-a întâmplat ceva, asta, aici trebuie să explice. De ce? Trei cauze. Care? Asta e... Pierdere de apă reale, rezultate în urma avariilor. Asta e. Așa. Avare. Consum contorizat nefacturat, adică am înregistrat contorul și nu l-a facturat. Și consum necontorizat și nefacturat, adică ai unul care fura apă, nu trebuie fi în contor și este... Dar își mărește prețul la tot suportă preț pentru... Normal, intrările se contorizează. La apele române se plătesc metricul din apă consumată. Știi cauza asta. Dacă nu am avea noi apă, nu o să fie un ghid de fixat prețul la apă, ne ghidăm după ăștia acum. Să fie și la noi, că noi să avem apă... Dacă o să hotărâm să o predăm la CRAB, da. O să fie impus, o să avem un preț. Da. Ai un impus, normal. Serviciile astea la nivel județean, până ne abajăm un pic, se dovedesc a fi niște mastodonți totuși cu picioare de lut. De ce spun? Pentru că săptămâna trecută am primit o notificare de la OnPress care spune că a înregistrat neîncasări de 10 milioane de lei. La ora asta. Și notific atât ADIB-ul, cât și ADIS-ul, cât și primăriile, că este pe poziția de a rezilia contractul. Rezilierea contractului înseamnă foarte mult. Știți că noi am mai discutat despre rezilierea contractului la ADIS, dar asta ne-a aruncat. Vreau să scot în evidență faptul că tot sistemul ăsta se bazează pe mai multe componente. Pe 90 ceva de componente. În momentul în care încep să scârții gen Mănești, care și-a reglat cât de cât lucrurile, dar Mănești, care și-a mai reglat cât de cât lucrurile. Dar vin din urmă cu datorii. De exemplu, la Mănești sau, să nu greșesc, poate chiar și pe Mănești, aveau vreo 2-3 milioane de lei datorii. Către ADIS.
să fac eșalonări. Dar până la urmă, banii aia trebuie să se plătească. Și apare pericolul pentru întreg sistemul de a se dezilia contractul. Se deziliază contractul și rămâi pe același lucru și poate întâmpla și cu adică. Da? Nu plătește unul, începe să clatine așa, agentul economic spune foarte bine, avem un contract, îmi convine să te dau în instanță și să-ți cer daune, așa, și atunci, automat, atrage după sine bucurii, de ghilimele, pentru toată. Aici e inconvenientul că oamenii care sunt corect și plătesc, în cazul ăsta suportă ei prețul mai mare pentru aia care fură, pentru neglijență la reparația conductelor, la diferitelor spaghetiții. Asta e. Și suportăm toți în cazul ăsta. Dacă ziceam, discutăm de o anumită infrastructură. Da. Veche și nouă. Sunt și locații, noi sunt și locații. Dar bani se duc mulți bani în zonele unde instalațiile depășite. Nu da? Că acolo, și de exemplu, Bacău a avut probleme. Probleme trebuia să rezolve grav. De unii bani se duc din încăsări de la grav. Da, în fine, e chestiune e mult mai complicată. Dar să nu aveți să-și faci o lucrură separată de atunci. Nu la partea multului nou, așa. În partea cu cealaltă. Da. Deci, dacă hotărârea sunt așa, se aprobă nivelul pierderilor de apă de 18%, aferente sistemului de alimentare cu apă, stație tratare apă brută Dărmănești, legislate de operatorul SECE, Compania Regională de Apă Bacău, pentru anul 2017, prezentată în expunerea de motive, care face parte integrantă de prezentarea hotărârii. Eu încă o dată mă ridic și spun că noi, care suntem pe Valea Cașinului, nu avem nimic de a face și nicio legătură cu apa de la Valea Muntelui. Iar în momentul când vom avea apă, nu va trebui să depindem de ei. Cred că acest proiect este un refugiu pentru ca să ne tragă și pe noi la plata acestor pierderi de apă. Ceea ce nu este corect. Deci noi nu avem niciun fel de legătură cu apa care se vehiculează și se debitează pe conducta către Bacău. Pe toată Valea Muntelui. Noi când vom avea aici rețea de apă, vom avea apă proprie. După părerea mea, este un proiect de forță majoră, adică a ne trage și pe noi ca să ajungem acolo încât să ne încaseze și pe noi cu pierderea asta de apă. Ceea ce nu știu cum ziceți dumneavoastră. Deci apa care se consumă pe Valea Uzului nu are nimic comun cu locuitorii comunelor după Valea Cașinului. Deci, din expunerea pe care o faceți, domnule Roiu, îmi dați impresia că nu ați înțeles despre ce vorbim. V-am înțeles foarte bine, domnule. Deci, n-ați înțeles. N-am înțeles, sigur că n-am. Deci, ADIB-ul pregătește documentația pentru avizarea prețului la nivel general, da? Pentru tot județul. Noi, interesul nostru în chestiunea asta este că și noi suntem membri alături de ceilalți, 90, în ADIB. ADIB-ul nu poate să ia hotărâri. Din cauza asta spune că și trebuie și puternicire pentru cel care se duce acolo să voteze. Nu poate să ia hotărârea din contorizării pierderilor fără votul membrilor ADIP. Nu, înseamnă Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, care se ocupă de asta. Și noi suntem membri în această și noi suntem membri. Cu drepturi de pline. Cu drepturi de pline. Dacă pentru voi acceptăm, pentru că se fac niște servicii, dar pentru apă care nu știu de apă, nu avem nimic comun cu apă de la urmă. Să vedem ce urmează după aceea. Urmează să ne pună la plată pe oameni pentru apa care o consumați. Și poporiția și urmărește că depoziți instalații și nu vedeți.
Întrebări. La... Eu aș avea o întrebare. Cine este responsabil de aceste pierderi? Cramul e responsabil de aceste pierderi. Așa. Și de ce trebuie să mărească prețul? Așa am înțeles eu. Nu? Nu se mai... Că eu așa am înțeles discuția asta. Că se stabilește un preț. Și în prețul respectiv se iau un calcul și pierderile. Nu așa? Așa e. Păi și atunci, dacă noi... aprobăm aceste pierderi, prețul apei va fi mai mare. În funcție, adică omul va plăti și aceste pierderi. Așa este sau? Așa, da? Eu, ca să mă duc să-mi aprobe Agenția Națională de Reglementare a Serviciilor Comunitare, ANRSC-ul, să mă duc să-mi aprobe prețul ăsta, pentru că nu pot funcționa fără aprobarea ANRSC-ului, ANRSC-ul spune, doamne, spune-mi din ce ai, ai intrări de 11 milioane și ai ieșit de atât. Nu e să ți-ți pierderi, ce spui el. Și s-a stabilit că procentul pierderilor sunt de 18%. Așa. La prețul de care la prețul a cărui documentație am făcut-o și am prezentat-o la adresă. I-au vrut să demonstreze de ce e prețul ăla la prețul. Da, da, da. Prin asta a fixat prețul. Prin asta a fixat prețul. Nu, în cazul deci el, pur și simplu, prețul din aviz de la ANRSC ca să poată să-și termine, să-și încheie prețul. Pentru că nu poate funcționa. O întrebare și vă spun. Dacă reușim și noi să avem apă, și noi o să avem instalații nouă, și nu o să avem nici pierdere, să avem apa mult mai ieftină, în cazul ăsta noi mai putem vota atunci să avem prețul mai mic față de ei, sau obligat trebuie să ne aliniem cu prețul lor? Că noi facem parte din asociația. Deci nu. În primul rând noi suntem proprietari pe instalații. Da. Și ca orice proprietar, noi putem să spunem că ne convine să facem administrarea singur sau ne convine să mergem dincolo. În mod normal, având o instalație nouă, având o instalație nouă, o, te arunc într-o administrare proprie, să nu mai... Asta înseamnă... Nu ne putem izola de ei în cazul ăsta. Tot trebuie să facem apele de rost, chiar dacă ne-ai pământ, tot de la apele române. Oricum plătești. Deci, lucrurile nu sunt chiar atât de simple, cum se văd la prima vedere, da? Ca să poți să administrezi un sistem de apă, în primul rând, trebuie să plătești așa. Dar trebuie să ai un laborator de încercare. Unii trebuie să ai laborator, să faci analize și așa mai departe. Nu e lucrurile, nu simt. Și nu o să mergem noi aici cu cașul în laboratorul ăsta. Noi, la momentul în care ajungem, când o să ajungem la momentul în care funcționează, noi aici trebuie să hotărâm. Să vedem. Care sunt costurile de funcționat. Cât ne ajunge? Ne ajunge mai scump aici sau ne ajunge mai scump din colo? Și la el asta trebuie să hotărâm noi aici. Cum ne ajunge mai scump? Care da, domnul, nu spuneți, nu pentru tot ce s-a... Nu, eu gândi ideea asta. Adică, dacă îl întreb așa, noi am avut un sistem de salubrizare și până asta l-a scos. Când s-a hotărât, când s-a hotărât prețul, l-a hotărât altcineva, venit cineva din serenul, sau a hotărât Consiliul Local în Năstrea? Noi l-am hotărât, dar oricum s-a mai mărit ceva la salubrizare. Păi, s-a mărit unul micul. Aduceți-vă la minte când am spus că noi facem un serviciu cu 2,5 lei și cu puterea Consiliului Local. Dar era subdimensionat ca și preț. Și noi n-am avut niciodată avizul ANRSC-ului pentru prețul ăla. Dar când a venit ANRSC-ul, dacă v-ați spus aminte, a spus, băieți, voi mergeți mult sub preț, nu mai este în țară preț de genul ăsta. Păi nu, păi nu am dar să spun că am venit, la un moment dat ajunsese să mi se facă sesizări penale că nu funcționează cum trebuie. Asta este, nu am ce să faci asta. Da. Mă simt întrebări? Și la fel se întrebă și cu apa. Da? Aici se hotărăște. Nu vine nimeni să spună obligatoriu dăr, pentru că tu ești proprietar, tu hotărăști ce se întâmplă. Da, la modul mă gândesc, nu te forțezi, îți forțezi mâna atunci și după aceea instalația gata nouă. Da, mă. Haide să ajungem. Știți cum să fie aici? Haide să ajungem. Haide să ajungem la momentul ăla și noi vedem ce mai e. Mai e. Da. 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 Da.
Oricum, este foarte important că ele sunt funcționale.
Ele nu sunt compozite ca și utilaje, trebuie să stau mai degrabă îmbătrânesc, spun eu. La noi sunuzează mai mult dacă stau decât dacă circulă. Deci, țineți mă, utilajele astea au fost cumpărate în 2000. Dar e așa mașină, dacă stai, îmbătrânești. Ca un ciuc să fie ca un ciuc să deci, da. Nu. În momentul în care stă utilajul, îți mor și baterii și... Noi. Deci, important este că utilajele astea au fost, le-am achiziționat în 2009. 2010 era funcționat sistemul. În ianuarie 2010. Cam așa, 2009-2010. Le-am perceput în 2000 de lei pe lună, chiria. Și ei se întrețină, se întrețină. Adică mai mi-a fost de înlocuit furtunii, de înlocuit, s-a schimbat uleiul, s-au făcut chestiuni din astea care... Așa le-am aprobat și înainte. Deci ei fac un ITP-ul periodic. Și ăsta se face la un singurat. Da. Ei fac ITP-ul, și pun motorul în consumat de tot. Și... A spus, limitat de 30 de zile, contractul, dacă... limitat în sens că dacă, Doamne ferește, să avem nevoie de ele, să desprindem acasă și să... Dacă o să fie. O să mai apară o oportunitate în schimbarea, nu m-am spus, până la august am avut curtea de conturi. În curtea de conturi am terminat, am încheiat în data de 8 septembrie. Da. Auditul. Au fost doi experți la acest cont. Am încheiat. Printre altele discutam că cu siguranță va fi și DPP-ul controlat. Că imediat după aia, având relații cu noi, cu siguranță că peste două luni de zile cel mult vor veni în control și la DPP. Dar discutam posibilitatea, oportunitatea de a face un serviciu în cadrul primării, în cadrul Consiliului Local. Pentru că, și e foarte adevărat, noi cheltuim cu cel puțin 20% mai mult decât producem. Cheltuim mai mult, pentru că trebuie să plătești TVA la stat. În momentul în care îl ai serviciu în cadrul primăriei, nu mai trebuie să mai plătești taxele la pe valoare adăugată, nu mai trebuie să mai ai servicii de poliția de contabilitate și așa mai departe. Și trebuie să... Da. Și ar fi mult mai bine dacă l-am inclus ca și serviciu public în cadrul Consiliului Local. Noi am apelat la chestiunea asta de externalizare, când am făcut colțelul, de exemplu. Pentru că în perioada respectivă nu ni se permitea. Noi avem o schemă de 35 de oameni acum, din care ocupate posturile avem 16. Deci, mai fi o rezervă de 19 posturi, unde ai putea să-ți faci serviciu public și așa mai departe. Da, o să vedem. Raportul cu de condor este... Deocamdată n-a venit, nu s-a transmis decizia, o să... Cred că e public, nu știu care. O să... Citim un Consiliu Local, bineînțeles. Ar fi pentru prima dată. A mai fost și o altă dată. Nu erați consiliat pe bază. Ei, da. Erați spre bază. Nu am început. Nu mă gândesc. Da. Cam asta e despre contract. Dacă sunteți de acord cu închiriere pentru 30 de zile, da? 15. Potrivă? Acțiune? Avem o solicitare din partea familiei Ardonaș Mircea. Pe care o să încerc să spicuiesc, pentru că e materialul foarte mult mare vis-a-vis de
domnul Nicolae Albănaș. Spune așa, domnul primar, domnul consilier, domnul director. Adresăm rugămintea de a analiza prezenta solicitare și de a introduce spre aprobare următoarea propunere. Includerea în titulatura oficială a unei de școli de gimnaziare, Mărunt Sonoroi, din Comuna Mănăstirea Cașin, a numelui învățătorului capitan Nicolae Albănaș. Erou, în primul și al doilea război mondial, născut și crescut în Comuna Mănăstirea Cașin. În contextul istoric al centenarului Marii Uniri, este un onorant prilej pentru a ne manifesta recunoștința în memoria eroilor neamului care au știut că niciun sacrificiu nu e prea mare pentru țară. Acum vrem să denumiți una din școlile din Comuna Natală a eroului învățător cu numele acestuia. Capitanul Nicolae Albănaș a rămas în registrul istoric al primului și celul de al doilea război mondial ca un ofițer demn și curajos, o personalitate de seamă în pagina de aur a patrioților români din armata română. Capitanul erou Nicolae Albănaș este și al dumneavoastră. Argumente. S-a născut în localitatea Mănăstirea Cașin la 9 iunie 1894 din familia lui Ștefan și Domnica Albănaș, familie de patrioți români care au rădăcini adânci comune. Nicolae Albănaș a fost nepotul soldatului Gheorghe Albănaș, erou în războiul de independență, și fratele învățătoarei Elisabeta Albănaș, personalități care se regăsesc în monografiile comunei Mănăstirea Cașin și au rădăcini de bun. Învățătorul Nicolae Albănaș a fost un exemplu pentru generațiile de elevi și a depus singur munca cea mai mare pentru bunul mers al școalei, nota supervisorul școlar Chiriac Dragomir, domnul învățător de atențiune tuturor materialelor, materiilor de învățământ, inclusiv dexterităților, se ocupă de educația elevilor și are lucrări de utilitate practică, nota inspectorul general Petrache Puchianu. În august 1916, locotenentul Nicolae Albănaș trecea Carpații prin bicazul românesc, iar în 1917 era cu unitatea sa, regimentul 55 infanterie, pe care o comanda pe liniile de front la Siret, Lămăloasa, Mărășești, Mărăști, Uituz, ducând cele mai grele și afluge rupte. La sfârșitul primului război mondial, a fost demobilizat și reîntors la catedră. A fost declarat erou și decorat de maestatea sa regele. A fost decorat inclusiv cu crucea comemorativă a războiului 1916-1918 cu barete Ardeal, Capaț și Mărășești. În septembrie 1941, învățătorul Nicolae Albănaș a căzut la datorie în cel de-al doilea război mondial, era înrolat în regimentul 27. În memoria faptelor sale de eroism, primăria orașului Târgoviște a denumit strada pe care a locuit cu numele capitan Nicolae Albănaș, major post-moarte. Numele de Albănaș, frați, tată și bunic, se regăsește în registrul eroilor consacrați care s-au jertfit pentru țară încă din războiul de independență, vitejia și curajul de care au dat dovadă în grelele bătălii purtate pe câmpurile de luptă ale primului război mondial și ale celui de-al doilea război mondial, i-au situat la loc de mare cinstire în monografiile Cașinului Mănăstirea Cașin și în numeroase lucrări despre personalitățile orașului Târgoviște, pe monumentul eroilor din Gheațeta Primăriei și monumentul eroilor de pe monograful 8. Personalitatea eroului învățător, capitan Nicolae Albănaș, a constituit tematica numeroaselor studii și articole apărute în presă, reviste de profil și în monografii. Capitanul erou Nicolae Albănaș este și al dumneavoastră. Descendenții capitanului învățător Nicolae Albănaș păstrează Mănăstirea Cașin ca vatră strămoșească în care numele și familia Albănaș și are rădăcină. Câteva argumente la aspect educațional. Personalitatea capitanului erou Nicolae Albănaș ar fi un reper și model în educația și cultura elevilor, cu rol educativ la vârsta de formare a caracterului. Școala și elevii vor avea o mai mare deschidere a porților cunoașterii trecutului istoric prin evidențierea faptelor eroice ale patronului spiritual și educarea în spiritul respectului pentru valorile neamului. Școala va avea o mare rezonanță purtând numele unei personalități de seama comunei, iar în plan public, impactul va fi cu siguranță pozitiv. Promovarea prieteniei, colaborării și parteneriatului cu alte școli similare din țară. Formarea unor caractere puternice și totodată de orientare profesională, având ca reper personalitatea patronului spiritual învățătorului erou, capitan Nicolae Albănaș, iar cunoașteți eroul poate fi un program extracurricular în beneficiul educativ al elevilor care ar avea o subită motivație. Implicarea și responsabilizarea elevilor, formarea unei atitudini participative, dezvoltarea spiritului de echipă și de competiție în cadrul unor programe educaționale, inclusiv pe teme istorice.
Să dirigi dezvoltarea sentimentelor patriotice și de mândrie națională. Istoria se scrie după fapte, faptele se cunosc prin documente, iar documentele spun despre capitanul învățător Nicolae Abonaș, că a fost un mare patriot, un desăvârșit ofițer al Armatei Române, un mare caracter și un învățător drept, corect, dăruit copiilor și cu știința de a preda. Construit cu un tip frumos, cânta la vioară, iar talentul la desen și grafică îl regăsim în aprecierile didactice ale revistei de profil la vreme. Ca descendent direct al învățătorului erou, capitan Nicolae Abonaș, aș fi onorat să mă implic, să suport în deplină legalitate toate costurile și cheltuielile necesare cu schimbarea titularului școlii, inclusiv pentru amenajarea unei vitrine cu temă istorică, expunere documente și imagini fotografice despre învățătorul Nicolae Abonaș. Vă rog să ne comunicați decizia dumneavoastră, dar este de mai jos. Și semnează domnul Mircea Sorin Abonaș. Unde locuiește acum? La București. Avem adresa lui? Da. Un telefon ceva? Și telefon, da, și telefon și adrese. Bineînțeles și materialul făcut de domnul Vilic Munteanu, domnul profesor Vilic Munteanu, fost director al Academiei Naționale. Așa, cu ceea ce a însemnat învățătorul erou. Da, destul de mișcătoare ce mi așa mi s-a părut. Posibilitatea este școala numărul 2. Este un moment când, într-adevăr, trebuie să ne regăsim rădăcina. Eu vreau să spun două cuvinte. Da, dacă mă lăsați ca să le spun da. Și eu. Da. Da. Deci este un moment în care trebuie să ne regăsim rădăcina. Iar oamenii care, într-adevăr, s-au jertfit, mai ales cei care s-au jertfit și au uitat, nu numai pentru mănăstirea Cașin, pentru că au educat, vă dați seama că au educat generații de copii. Dar au căzut pe fapt. Este momentan la Tichina, a căzut în 1941, așa cum spunea și domnul Abonaș, și și-au vărsat sângele ca să putem trăi noi astăzi liberi. Nu sunt vorbe pompoase, sunt vorbe reale. Asta e realitatea. Dar vă rog, domnul Mugărini. Despre Nicolae Abonaș, învățătorul și eroul care a fost constatat cu noi, știu și eu câteva lucruri, acelea pe care le-am aflat de la sora dumnealui, fosta Elisabeta Abonaș, care a fost contemporan cu Dâncu și care obișnuia să țină legătura cu toată familia eroului Abonaș. Eu țin minte pe Mircea Abonaș, când venea aici, stătea aproape de mine, vis-a-vis de mine, unde sunt locuinții de acolo, în Virica și al Orleanu, și știu, într-adevăr, de, așa cum povestea domnișoara Abonaș, de, cum să vă zic, de tot ceea ce a făcut, atât pe front, cât și viața civilă a comunii Mănăstirea Cașin. Era un învățător deosebit de din pregătiri, era iubit de elevi și de cadre didactice și mai știu pe altă parte că, a fost un prieten cu tatăl meu. Și de aici comunțime de formație. Pentru ca să încercăm să ducem la îndeplinirea solicitarea domnului Mircea Abonaș, care trăiește în București, am zis, nu am telefonul domnului, dar cred că am să-l recunosc dacă l-aș vedea. Părerea mea este că trebuie să desemnăm aici, în cadrul Consiliului Local, o echipă care să studieze și să analizeze activitatea pe bază de documente pe care va trebui să le ia fie de la arhivele statului de la Bacău, de la domnul Munteanu, fie de la surse respectiv de la domnul Mircea Abonașu, în ideea de a face un document care să ateste și să pună în valoare toată activitatea învățătorului eroului Nicolae Abonaș. După părerea mea, s-ar merita ca în comuna noastră
să avem asemenea analiză trecută în analele comune și nu știu dacă pe una din plăcile care a fost deschise acum o lună de zile, Dan Jita, este trecut numele lui. Cred că dacă nu a fost trecut, cred că s-a întâmplat o mare eroare. În concluzie, zic eu că se formăm câțiva oameni care sunt dispuși să analizeze activitatea lui, să facă un material, un raport, dacă vreți, pe care să fie prezentat în cadrul consiliului local, pe baza căruia să punem în discuție un consiliu local atribuirea numelui școlii numărul 2 a numele de învățători în Coneaba. Bineînțeles că toate de iași vor prezinti prin urmă și aprobat de Consiliul Județean și de Inspectoratul de Care. În primul rând trebuie obținut avizul de la Comisia de Atestare a Denumirilor, de la Prefectul. Bineînțeles. Deci ceea ce se întâmplă astăzi este acordul nostru pentru solicitarea... Deci e un prim pas, da. Da. De lucru, da? Dacă aveți acolo, dați-mi și mie un telefon al domnului. Da, luați după plăcire. Da, votați-l de la... De la 744, da? 316, da? 756 și un fix 021 231 4732. 47? 32. Mulțumesc. Nu știu adresa. Cum? Nu știu adresa. Dar nu găsesc la adresa. Trebuie să te arăt. În fapt, trebuie să-l dau. Nu găsesc la adresa. Da, pe cameră mai rapid. Da. 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 Deci, există, dacă există acordul Consiliului Local pentru avizul, pentru solicitarea avizului. Trebuie să verificăm dacă numele lui este trecut sau nu pe... pe placa comunală de la Jica. Dacă nu vorbim cu domnul Jica, poate poate să vă da. Haideți. Nu am terminat materialul. Trecem la scris. Ce s-a scris? Domnul Zdravodici? Da. Sunt foarte, foarte bucuros de ansamblul ăsta, nu știu, dar într-adevăr este un ambasador fantastic. Pentru noi, pentru comună, și merită susținut, cu totodată, cred că a mai învățat un ambasador, fotbal. A avut o echipă cunoscută la un moment dat. Și destul de bun. Pe care am uitat-o. Am uitat-o. Ne uităm. Ne uităm. Ulița are noroc de domnul Mihai Fudulache, care o susține din banii lui și ar trebui totuși să facem și o reformă cap la nivelul Ligii a 4-a. Să nu ne ajutăm. Să o zicem din noi din nou Liga a 5-a, să începem cu Liga a 5-a. Nu mai e Liga a 5-a. Liga a 4-a. Una dintre problemele noastre mari este că nu are ce să se ocupe de da, în fine. Să ocupe și el când poate, s-a ocupat cu tot. Nu. Bănuiesc că nu... Însă a apărut problema. La un moment dat, că și mai noștri, în 2007-2008, chiar începeau să miște un pic. Însă, nu existau jucători. Nu existau doritori care se duceau cu... Au fost o scris până acum 2 ani. Plecau de aici cu 4 jucători, de la Mănăstirea Cașa, în Chibașa, la Bani, de la Transformă. Și opreau la Brăuvăi, luau 7 bărbi de acolo și era echipa de la Mănăstirea Cașa.
Am făcut niște discuții la începutul anului și am spus așa. Ne înscriem la tineret. Nu ne interesează ca să ne înscriem la senior. Da? Ne înscriem la tineret. Luăm copii de între 10 și 15 ani, joacă și ei cum pot, da? Să vadă despre ce, despre ce e vorba și îi susținem. Din păcate, iarăși, nu are ce să ocupe de ei. S-a încercat cu domnul Zbârcea, s-a încercat cu... Uite, cum s-a găsit Cristi? Poate a găsit la doilea Cristi. De ce nu? De ce nu? Și poate că da. Nu mai de... Nu mă ajungi. Să-i fulgiți. Să și nu vă. Da, și nu vă. Să vă zică de copii ce vi se trebuie. Era cu sfârșie. Da, cu sfârșie. Da. Și s-ar putea face, vinind copiii la școală, s-ar putea face mai ușor și transportul, că transportul ăla era o problemă. Aprobăm deplasarea de propuzelor. E o temă interesantă, frumoasă, dar v-am spus, important este să aibă ce să se ocupe. Vedeți-mă, nu mă la dans și poate mai puțin la fotbal. Mă încep să mă uit și eu și să spun. Să ai asta de venirea. În rest, ca să-i organizez în teren. Da. Dacă vreți, dăm perioada de grație 6 luni de zile, vedea rezultatele. Nu, poate să poată și prin grație. Nu, poate să poată și hai, discuția e altfel, că n-au... Ei, vă dați seama, nu. Ei nu vor să ducă acolo, pentru că sunt
cum acolo. Am înțeles. Da, 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 tocmai spuneți să-ți faceți că era vorba de 50.000 de lei, trebuie să fie... Dați că faceți o discuție între dispensarul uman și dispensarul veterinar. Nu, era vorba de dispensarul uman, eu țin minte perfect. Am că dispensarul uman, am înțeles că și-au făcut viața, o să... O fi cu tremur, deci, cu nevăr cu mine. Deci, diferență între ei. Doamna, nu, putem să referi la dispensarul veterinar. Suntem tot rău. Nu, eu sunt pe viață. Nu, 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 serios. Așa, una din probleme. Tot eu am ridicat problema fântânilor din comună asta. Măcar fântânile din centru. Este oribil când intră în mănăstirea Cașin și se vede fântâna de la sector. Acolo urinează lumea, că este magazinul de alături. Acolo se leagă caii și la domnul Beloi, la domnul Bălan, aici la fel. Este sinistru. Să spui că este o fântână publică în stilul în care se prezintă și mare lucru nu ar trebui. Un gărduț și niște capace. N-ar trebui mare lucru. Exact cum ai intra în casa unui om gospodar. Este om de frunte și când intri, găsești toate grămadă la ușă. Nu știu, spun cu aceea de voastră. O grămadă oameni s-a invitat cu apă de-a părere. Și exact cum a fost și cu noi, pe primul mare. Da, îți fac un scut în mașina, la Minica, la Rodica, acolo, unde era stat primarul fost Dimulescu, la domnul Bălan aici și la Tăbăcar. Astea care sunt mai la centru. Mai mai asta măcar nu chiar era centru. Are capacul ăsta. Da, acolo chiar e sinistru, e groază. Altă problemă... Asta e închis. Altă problemă, pe ulița mea, acolo a venit un nou locator care veșnic, nu mă prind deodată, să nu mai era tocat. Doamne, păi ești consilier, dar ce-i drumul ăsta? Dar el n-are șanse. Nici pe o parte, nici pe alta nu are șanse. Și am mai pus problema asta. Are șansă rusul, de la rusul a fost Dumnezeu cu mine. Are șansă la, nu știu cum îl chema, pânzarul. Nu-i curățat șanțul la următoarele loturi de teren. Are șansă la unde a stat pleșul. Deci între astea două locuințe, prăpădă, e jarnă. Când vrea să, când nu, mă rog. El e scos din calcul. Mă rog că mai e sireța și mai face scandalie. El e bărbat. Ca minte, ferească Dumnezeu ce acolo. La Goaie acum, ne stând nimeni, a mai venit. Gunoaie, când a plouat, a mai... A venit și a curățat. Ciolat. Dar mai spre Unești, iar Dumnezeu cu mila. Jitea n-are, jitea nu moare șans. Hai să zicem că mai sus e pantă și vine cumva apa. S-a pus niște pietre și l-a luat apa tot. Că apa vine direct pe mijlocul drumului. Să culege acum porumbul tot, între Neicu, în fața Pleța, între Neicu și, nu știu cum îl cheamă de aceea, că așa cum ca să fie acum. Ar trebui și altul celălalt, făcut cumva, lărgit, că în momentul când plouă, toată apa vine pe teritoriul Tudorache și anul Fânal. Îi prăpădă, îi zine, n-are de apă. Ei, nu se știe. Să ajungem acolo să vedem cum facem cu capterele astea. Acolo chiar e o problemă. Mai vede și vecinul, nouul vecin și și-a făcut și un gard acolo, dar, în păcate, e o construcție neautorizată, dar tot le-am cântat și nu poate să înțeleagă. Da, fi. Înțeleagă să se plătească. Acum nu o să fie ce femeia gardul, că nici mai sus n-a spus ca nimeni casa, că a construit fără... Am aprobat după. Eu discut de o construcție fără autorizare. Asta e. Să-și facă și ea autorizație exact cum s-a făcut revizii de pentru casă. Că problema nu e de la ea, să știți. Mă, da, este. Nu, nu. Vă spun eu. În momentul în care a fost să facă construcție... Știți, votul strigă hoți. Votul strigă hoți. Da. Asta. Atât. Acum scuzeți. Hai, nu, 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 unde se locuiască oameni pentru 5 minute, pe așteaptă autobuzul, 10 minute. Cred că suntem printre singurile companii care nu există așa ceva. Există 3 stații de autobuz sau 4, câte sunt aici.
Avem apă, pește, aia din stații la Haluș, vorbim la... E bine, aia la Haluș și o polemică cu cineva pe Facebook. Nu e clădire de nota 20, dar nici dacă te duci pe pișinia... Corect. Nu e vina primăriei sau de stație. Dată, până la urmă, și a noastră, pentru că
Ăla a fost hanul care s-a stabilit din biserică. 8 noiembrie. E o dată care-i dus prea în iar. E frig, e rece. Dacă ar fi fost foarte frumos să găsim o dată relevantă pentru noi, pentru că una este acasă, pe perioada de vară. Vorbim de Mănăstirea Cașin, care o dată care se cuprinde toată comuna Mănăstirea Cașin, nu mai provocare, nu știu toată lumea. Haideți să căutăm cu fiecare un eveniment relevant, o dată explicăm ce este și ne întâlnim și o punem. Băi, eu m-am gândit la putea. Adică, prea pe mine m-au mișcat. Eu m-am gândit. M-am gândit ca ziua înălțării să o declarăm din ce cauză? Pentru că este și ziua eroilor. Și având în vedere frontul, având în vedere cimitirul eroilor, având în vedere trecutul istoric al comunei Mănăstirea Cașin. Mai ales că e o dată fluctuantă. Ea nu cade niciodată într-o dată fix. Avea și liber atunci, sau era și liber, sau nu? Da. Este și liber pe moară. Și ar fi... Uitați, eu, propunerea mea este, dacă are cineva o altă propunere, să o facem la ziua de înălțare. Declarăm ziua Comunei Mănăstirea Cașin la ziua de înălțare și atunci să facem. Și pentru eroi, și pentru fii, și pentru moți, și pentru părinți. Și pentru părinți. Poate este o altă propunere, mai bună. Nu, cred că e bună. E bună, mă pune pumările în cap ca și în hotărâri. Ca să vă spun și cu cine am discutat, am discutat cu părintele Furgăoană, cu el m-am... am discutat un pic să ne... Până la urmă, fie și momentul să facem și intrarea la Lupești este deja frumos, să o sfințim, să fie ceva. Relevant pentru că... Da, bine. Adică ce nu face, ce nu va face, cert este că ar trebui stabilită. Da. Și mai ales pentru... Pentru identitatea noastră. Dacă stabilim ziua asta și facem din primerii cu toate așa, facem și intrare, facem mai multe chestii, dar nu chiar e important pentru imagine. Nu, și atunci dacă ar fi dată intrarea chiar de prima zi, o faci prezentată. Eu mă gândeam la noi o să dăm drumul la curent, probabil luna viitoare, da? Mă gândeam la observare când venea, spune în momentul în care aprindem lumina la scutat. Aia e altceva. Aia e altceva. Deci, ele construiate, apropo de chestiunile astea, de pe trecut, de, cum se spune, de vernisat, de, mă rog. Dar, v-am spus, aștept propunere. Corect. Și când va lăsa la tot, iar putem sărbători atunci. Facem recepția la prăuduce, dar nu vreți, facem și acolo. Vine după amiază, avem musafiri invitați. Deci a rămas premiera în curtea, în incinta monumentului istoric. O să vină, începând la domnul președinte, probabil doamna prefect sau domnul prefect și așa mai departe. Direct în instituție, vine după amiază, începând cu ordinul 14. De aceea, eu să vă rog să vă luați soția, soțul, copiii, părinți, în primul rând, va începe cu un atelier cu copii, cu tricolor, cu minuni. Haideți ca să vă dau programul exact cum vedeți și eu. Fără soție, nu puteam. Nu am situația. Deci, deschiderea la ora 16, povestea tricolorului între ora 16:30 și 17:00. 16:30. Mugurașa Mănăstirea Cașin.
Ferem fac și un program de aproximativ o oră. Recital de poezie George Ioan Hodor, între 18 și 18:30. Introducere film Dan Burlac, 18:30-19. Filmul rulează între 19 și 20. Cuvânt de încheiere, participanții, mă rog, acolo. Și la încheiere treceți Batalioane Române Carpații și recital Cătălin Stepan până la ora 10. Asta e frumos. Și de asta ce? Și după? Unde? Când e asta? Noi am invitat, o să vină și la București cu invitații. Vă dați seama că e invitată și jandarmeria română. Vorba de ei ca și organizatori. Ca și vă spuneam de evenimentul... Ce vreți să Depinde ce vă doriți, domnule. Nu mi-a dorit nimic și tot a luat cam atât. Eu nu am scris la diverse, dacă ne gândă domnia. Pare rău că trebuie să coborăm un pic de la petrecerile pe care le-am propus aici. Poate nu mi-aduceam aminte dacă doamna Burgă nu a adus cuvântul despre faptul că este sinistru la cabinetul veterinar. Eu vă spun că este sinistru la dispensarul uman. Bine frigul. Eu vă spun de ce. Pentru că în iarna trecută, de exemplu, am avut probleme cu mama mea și a trebuit să o duc la dispensar. Ei, și a trebuit să stea pe bol până i-a venit rândul. Na, cam vreo oră. Ei, și vă imaginați cum e să stai în plină iarnă, pe bolul acela foarte rece. Deci, nu, chiar este inadmisibil. Deci, nu știu la cabinetul veterinar, că nu m-am dus, nu știu cât este de sinistru, dar la dispensarul uman, ca să ții un om bolnav, un copil bolnav, pe bolul acela rece, unde îngheți, pur și simplu, oricât ai fi nevrăcat, deci este inadmisibil așa ceva. Deci ar trebui, nu știu cine trebuie să facă, că face primăria, că face medicul, că sunt nu știu ce asociație. Dar eu vă spun că nu știu, dacă sunteți bolnavi, să vă duceți să stați acolo pe bol. Fiecare aveți medici, probabil medici de familie prin altă parte, vă duceți să stați pe scaunul la căldurică, dar eu vă spun pentru bătrânii din Bolnă și pentru copiii care se duc să dârde acolo pe bolul dispensarului, este mai rău ca la... Deci nu se poate. Nu, dar nu poți să stai acolo, sănătos nu poți să stai. Dar minte bolnav. Te duci cu febră, te duci îmbrăcat, te duci tușit, te duci și stai acolo o oră în înghețăria aia să se aștepți. Deci nu se poate așa ceva. Noi fără medici nu putem să facem absolut nimic. Noi am venit cu niște probleme. Dar sunt oamenii comuni, deci trebuie, fie că impunem medicilor, fie că venim noi cu niște bani. Așa cum venim, pentru fiecare să vă doare, pare rău că... Deci, erau aici niște discuții, foarte le vedeam la petreceri, dar mi-a venit în minte imaginea aceea... Păi, trebuie să fii sănătos. Eu vă spun că este inadmisibil. Înseamnă că dumneavoastră n-ați participat până acum la dezbatere de tema asta. Dar eu nu mi-e vorba că nu particip la dezbatere. Vin la dezbatere, aud, dar nu se poate. Indiferent, nu. Deci nu este de așa o dezbatere pentru că se rezolve această problemă. Deci, din partea noastră, noi ne-am oferit toată deschiderea ca să putem să facem ceva. Și am spus, luăm și ducem cu acordul medicilor, luăm propunerea noastră, era să putem dispensarul acolo unde avem locație, să punem, aveam 50.000 de lei, puneam la dispoziție, mai făceam rost de încă 50.000 și rezolvam cu dispensarul. Nu s-a vrut. Deci, pur și simplu. Nu, adică nu se vrea, pentru că cetățeanul comunii, vă spun, nu. Deci, nu se poate. Ei succedează. Eu vreau să Noi am cerut colaborare.
spus așa, și nu e prima dată când am cerut colaborare, pentru că înainte de a, eu am mai spus-o de multe ori, înainte de a, deschide doctorul Moral aici, cabinetul stomatologic de a aplica, l-am chemat pe domnul doctor, l-am chemat pe domnul doctor Ciobanu și l-am rugat, domn doctor, este spațiul ăsta, haide, spuneți, aveți apă, aveți canal, aveți tot ce vă da, trebuie. Da, și câte camere erau? Doamne, câte camere erau? Păi, vedeți, să pune, da, două, acolo sunt trei camere plus sală de așteptare. Și-s doi lei. Doamne, intra într-un cabinet, puteau să facă prin rotație, putea face ceva. Și mai sus. Doamne, s-a rămas la același, deci, numai ca să spui nu vreau, nu vreau, nu vreau, nu pot să fac. Lăsați-mă ultima. A făcut, a investit atâția bani în clădirea cealaltă. Banii nu i-am revăzut. Doamna, înapoi, e mare păcat că s-a investit. Să fie e mare acolo. Păcat că s-a investit și acum. Păi, eu vă spun, e mare păcat că s-a investit și acum. Pentru că nu este o investiție fără... Este o investiție fără viitor. Poate, dar n-are cum. Deci nu se poate. Trebuie să se ia o măsură pentru că nu se poate da. Să ții bătrânul și copilul în clădirea aceea să stea. Deci, eu zic că totuși, dar nu se poate dintre dumneavoastră și medici, nu știu care sunt și nu știu din ce motive, trebuie să găsiți atâția ani de zile clădirea aceea. Bun, nu mai spun că să dărâmă, nu mai pun în calcul asta, că e așa cum e. Dar mă gata să aibă o căldură. Nu se poate să duce un bolnav să stea acolo. Nu se poate așa. Deci îți vine să te întorci înapoi, nu vine să stai acolo. Nu știu dacă ați fost vreodată. Ați fost? Nu știu. Vă că aveți medicină în altă parte. Referitor chiar și la cabinetul ăsta veterinar. Eventual, se vedea dată în dură. Vă stau iarna de plin promoroacă la nas. Trebuie rezolvată treaba. Dacă nu merg acolo, nu merg acolo, dar mă aici să le asigură încălzire. La doctor. La doctor ăsta de veterinar. Le ajută cu oricum ne servește. Nu pot să spun nici că e o oprare a luginei din el, da? Problema nu se pune așa. Nu se pune așa. Problema e vorba de omul care stă acolo și trebuie să fie să îmbolnăvește pe bol. Da, dar nu pot să spune. Nu să zic că nimic ani este de ani de zile de bani. Sunt bani pentru orice. Adică dă acolo, băi, trece, faci zile aia, dar nu se poate pune un ban acolo pentru omul ăsta amărât care stă. Și nu are ce să fie în oraș. E un om amărât care și la dispensarea medicului de familie. Și mie e un problem. Nu există posibilitatea cu poștii, nu știu, am făcut căldură acolo. La asta și de aici. Nu trebuie să fie organizare. Nu s-au dus la poștii. Nu trebuie, dar trebuie să fie organizare. Frigul este un problem. Nu trebuie să fie organizare. Ar trebui fiecare să fie acolo să fie acolo. Bine, iată, să fie acolo. Da, hai să fie. Maria este insensibilă la problema. Nu trebuie. Nu am început modernizarea. Dacă nu-ți dormi nimic, să ne